Salut! Bine te-am găsit la o nouă lecție Frumusețea se învață. Astăzi vreau să vorbim despre tendințele vechi care se transformă în tendințe noi. Și anume cel mai folosit trend al frumuseții, care este stilul retro. După cum știi, unele dintre icoanele frumuseții au fost întotdeauna femeile care au avut ochi mari și buze voluptoase. Una dintre ele fiind Brigitte Bardot. Astăzi îți voi arăta cum să reinventezi machiajul retro într-un machiaj de zi sau de seară și cum să abordezi buzele portocalii la acest lucru. Astăzi vom experimenta acest lucru pe Eugenia Frumusati, care este model profesionist. Vom începe prin a aplica baza pentru machiaj, care este o bază schepată. Cum începem să pregătim tenul pentru machiaj? Fond de ten, corector și pudră. La realizarea acestui machiaj ai mare grijă la cearcăne, fiindcă dacă nu le astupi în totalitate, codițele franceze vor fi cumva diminuate. Deci, pentru a obține un cadru perfect al privirii, vei avea grijă să le acoperi în totalitate. Acum vom trece la sprâncene, care ar trebui să fie puțin mai voluminoase decât de obicei, așa că aici le vom îngroșa puțin. Machiajul ochilor va fi în niște nuanțe mai pastelate, care va vor fi mate, care va vor fi sedefate pentru a accentua reflexele de lumină. Punctul principal al acestui machiaj sunt totuși codițele franceze, care vor fi executate mult mai dramatic decât de obicei. Iată de ce nu trebuie să aplici foarte multă culoare pe ochi, fiindcă atunci când desenezi codița franceză, uităm în jos, ea practic completează acest machiaj și îi dă o formă definită. Pomeților le oferim doar puțină prospețime de primăvară, acoperindu-o cu ceva blush de culoare piersică. Pentru buze am decis să merge pe trendul primăvară-vară al acestui an, și anume buzele portocalii. Îți voi arăta cum poți să folosești această nuanță destul de provocatoare pentru un machiaj de zi și pentru un machiaj de seară. Varianta de zi va fi una mai pastelată. Pentru machiajul de seară am ales o culoare mai provocatoare, de aceea vei avea grijă ca machiajul ochilor și tenul feței să fie cât mai curate, pastelate și matifiate. Iată, aceasta este varianta propusă de mine pentru un stil retro reinventat. De asemenea, am urmat și tendințele anului, pe care sper că vei avea și tu curajul să le urmezi. Ne vedem la o nouă lecție de frumusețe. La revedere!